Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunță că în locul garajelor din orașul de pe Bega se vor amenaja locuri noi de parcare. Vorbim despre 200 de locuri noi în zone importante din oraș. Am aprobat în Consiliul Local 13 milioane de lei pentru ca SDM să continuă amenajarea de parcări pe locul garajelor, reparații la trotoare și drumuri. În această toamnă continuăm cu amenajarea a încă 200 de locuri de parcare în zone unde acum sunt baterii de garaje, în șagului Aradului Lipovei Model, și martirilor. Se adaugă celor peste 300 de locuri amenajate primăvara aceasta între blocuri pe locul vechilor garaje. Următoarele parcări în loc de garaje le amenajăm în aradului zona străzilor Dej și Cugir, Lipovei, Strada Verde și zona străzii Stuparilor, Modern, zona străzii Cornel Lazar, Șagului în apropierea intersecției Calea Șagului cu bulevardul Liviu Rebreanu și în apropierea intersecției străzii Mureș cu Strada Hebe, Martirilor în apropierea intersecției străzii Mureș cu Strada Crivaia, transmite primarul Ultimișoarei, Dominic Fritz.